Salutare, pariori! Pentru ziua de sâmbătă, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 6 pronosticuri. Southampton, Manchester United. BMG mizează pe spectacol la această confruntare. Niciuna dintre echipe nu are un start bun de sezon, așa că vor da totul pentru victorie și, ținând cont că au defensive cu probleme, ar trebui să vedem multe modificări pe tabela de marcaj. De cele mai multe ori, întâlnirile dintre cele două echipe au fost spectaculoase, așa că pronosticul tipsterului nostru merge pe cel puțin 3 goluri marcate. Bernarda Pera, Lyudmila Samsonova. Tipsterul Adrian spune că Samsonova traversează o formă bună la turneul din Cleveland, reușind să câștige 3 meciuri consecutive fără probleme. Serviciul acesteia funcționează impecabil, așa că tipsterul nostru o consideră favorită și mizează cu încredere pe o nouă victorie înregistrată de Samsonova. Auxerre Strasbourg. Radu Oprea consideră că Strasbourg este superioară adversarei sale. Această echipă a terminat pe locul 6 în sezonul precedent, în timp ce Auxerre este o nouă promovată. Ținând cont că Auxerre nu are o defensivă solidă, pronosticul tipsterului nostru merge pe cel puțin un gol marcat de Strasbourg până în minutul 60. Lens-Rennes. David Chirilă îi vede pe cei de la Lens favoriți, deoarece vin după o prestație strălucită care le-a adus o victorie cu scorul de 4-1 împotriva lui Monaco, în timp ce Rennes are un început dezamăgitor de sezon, iar în această vară a pierdut mai mulți jucători importanți. Astfel, tipsterul nostru propune pariul pe victoria lui Lens cu returnare de miză în cazul unui rezultat de egalitate. Wade și-a îndreptat atenția spre confruntarea dintre Illinois și Wyoming din noul sezon al fotbalului american de colegiu. Tipsterul nostru spune că Illinois are aproape toți jucătorii din sezonul trecut apți de joc pentru noul sezon și, ținând cont că are mai multă calitate față de echipa adversă, ar trebui să câștige un primul meci disputat în fața propriilor suporteri. Prin urmare, Wade alege pariul de tip handicap, Illinois minus 6,5 puncte. Hüsler Gere. Tenis Tipster 92 spune că Hüsler este o prezență foarte rară în fazele superioare ale turneelor ATP, acesta fiind deseori văzut în turneele de tip Challenger. De cealaltă parte, Gere este un jucător cu o experiență net superioară, acesta practicând un tenis mult mai bun decât adversarul său. Astfel, tipsterul nostru propune pariul de tip handicap Gere plus 2,5 game-uri. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.